În această ediție a rubricii Realitatea din Business discutăm despre antreprenorii la început de drum și vom vedea cum poate un om de afaceri să găsească puterea pentru a merge mai departe, indiferent de obstacolele apărute. A revenit în platoul nostru Cosmin Răileanu, antreprenor și fondatorul companiei Vindemieftin.ro. Bine ai revenit, Cosmin! Bine v-am regăsit! Încep cu tine și cu profilul companiei tale și vreau să înțelegem de-a lungul timpului cum ai avut puterea de a fi erou, așa cum îi numesc eu pe antreprenor, cum ai depășit principalele obstacole. Da, când nimeni nu are încredere în tine, te simți cumva dator să le demonstrezi că visul tău nu a fost doar un vis și atât. Pur și simplu, fiecare dintre noi vrea să demonstreze și dacă ai în tine un spirit competitiv și ești puțin bătăios, cred că poți să depășești și să găsești energia să treci peste fiecare obstacol. Pentru că în orice business, la început cel puțin, atunci când nimeni nu crede în tine, vă dau un exemplu că am chemat câțiva furnizori la început când am deschis birourile și pur și simplu râdeau. Ce vreți voi să faceți? Da, nu, au mai încercat și alții, nu merge, nu o să meargă. Deci ne-au descurajat chiar de la început. Pentru că cu adevărat nimeni nu crede în visul tău, e doar al tău și ești dator, pur și simplu, să îl duci mai departe. Și atunci un antreprenor este și un bun psiholog în ideea în care, dincolo de provocările începutului sau ale creșterii în business, trebuie să discearnă, să vadă exact cine sunt binevoitorii, cine sunt curioși și cine sunt răufăcătorii. Adică e important să ții cont de păreri, dar nu de toate părerile, da, nu? Da, da. Chiar era o imagine foarte sugestivă cu un antreprenor care mergea pe un drum și la capăt era visul lui și de stânga, pe o parte și pe alta al drumului, erau unul cu un topor, unul cu chestii care îl împiedicau să ajungă la visul lui, iar el trebuia să facă să-și facă loc printre ei. Cred că această imagine este adevărată. Nimeni nu crede cu adevărat în visul tău, iar un antreprenor cred că are ceva nativ în el de a construi și de a-și asuma riscuri. Mă dau pe mine exemplu. Eu când am pornit la drum, n-am știut că va trebui să fiu și psiholog, că va trebui să învăț mai mult decât am învățat în școală, că va trebui să îmi recunosc anumite lacune și să mă duc către specialiști care să mă ajute, că nu am expertiza necesară. Și toate lucrurile acestea, dacă ești prea mândru și nu le faci din mândrie, îți aduc, să zic așa, insuccesul. Tu trebuie să știi când să fii vulnerabil și să-ți recunoști vulnerabilitatea și să știi când să accelerezi și să fii foarte sigur pe tine. Bun, în concluzie, mi-ai spus despre apogeul în business, care el poate să vină la început, poate să vină în funcție de profit sau poate să vină în funcție de realizările companiei sau, de ce nu, de visul antreprenorului. Și atunci, odată cu evoluția în business, dispar și fricile că n-aș putea ca de mâine să mai depășesc toate aceste obstacole? Apare, da, apare frecvent frica asta și pur și simplu te gândești pentru ce îmi sacrific viața, pentru ce îmi sacrific timpul, dar a doua zi găsești puterea să mergi mai departe. Mie mi s-a întâmplat foarte des lucrul ăsta, mai ales că businessul care l-am creat noi nu este un business normal și a trebuit să ne adaptăm pieței, contextului, faptului că nu avem oameni pregătiți pe zona noastră și ne ia foarte mult până formăm oameni, dar toate vin la pachet cu cumva dezvoltarea business-ului și a rezultatelor pe care le obții. Cosmin Răileanu, am ajuns la finalul acestei rubrici și îți mulțumesc foarte mult pentru sfaturile pe care le oferi aici antreprenorilor debutanți. Mulțumesc tare mult și succes tuturor celor care cred în visul lor.